Bună seara, stimați telespectatori, iată al dumneavoastră Cosmin Popolicianu, o emisiune cu totul și cu totul specială. Îl am în direct prin fax pe Runin, portarul Ucrainei, care a luat, mă rog, cum prea bine știți, trei boabe de la România. Cum a fost cu șutul lui Stanciu, vă rog? Nu vdomă, відпочину там тиждень. Вихідні дні. Вони бувають дуже рідко. Vă înțeleg, chiar a fost greu. Ați văzut mingea venind? Місця 3-4 на рік тебе просто немає вдома, в тебе малий росте, і ти приїжджаєш, а він вже там або балакає, або якась нова звичка, або підріс, або ще щось, знаєш, і ти то... Він тато сказав, коли його не було. O întrebare cheie, vă rog. Stanciu, ce v-a zis domnule Runin? Cum a fost? Можливо, подумай про такий варіант. Ми поспілкувалися, сіли, так, я сам декілька днів подумав і що, напевно, вже прийшов. Dacă îmi permiteți o părere personală, este extrem de crud ce ai făcut. Ніколи я не ставив питання або щось, що я йду і все, і крапка, і там щось в такому дусі, знаєш. Așa e, foarte bine, așa să faceți. Seară bună dumneavoastră și soție și sper să vă regăsiți liniștea. Al dumneavoastră Cosmin Popolicianu, o seară frumoasă tuturor. Băi, ascultați-mă, omul ăsta de aici, el nu știe cu fotbal. Eu, afară de Ducadam, nu știe cu pedale. Nu, afară de Ducadam, n-am auzit de niciun alt portar. Iar cel care trebuia să supravegheze treaba, cine, a și scris Runin, că nu știe cu fotbal. El e cu cărțile și urmă. Deci nu e Runin, e Lunin, așa îl cheamă pe nefericitul ăla. Că e Runin, tot trei goluri și-a luat. Ce are în comun Lunin cu gurul jurnalismului românesc, domnul Popolicianu? Eu zic că amândoi sunt un fel de popolipceni, așa? Și întotdeauna o dau la adversar. Lunin, da, mingea, iar Popolicianu, audiența.